Bună! Astăzi vă învăț cum să decorați globuri din placaj. Am două globuri din placaj de 10 cm diametru. Voi folosi culori acrilice verde și roșu, bineînțeles. Sfoară bicoloră în culorile Crăciunului. Voi folosi lacul de crăpare monocomponent. Voi folosi diverse elemente, cum ar fi crenguțe de brad, fulgi din placaj, frunze din acelea de Crăciun, de scoruș. Puțin sclipici, probabil, și ceva funde, bineînțeles fundițe din panglici. Haideți să ne apucăm de treabă. Pentru început, vom vopsi aceste două globuri din placaj, unul în culoarea roșie și unul în culoarea verde. Să nu puneți vopseaua în exces, să fie întinsă bine. Acum o să-l vopsim și pe partea cealaltă. Puteți vopsi și cantul, dacă vă deranjează și doriți să fie vopsit în aceeași nuanță, puteți să-l vopsiți. Să-l vopsesc pe celălalt în culoarea verde. Vopsesc partea cealaltă, vedeți, se usucă foarte repede. Acum vopseaua este bine uscată pe ambele globuri. Următorul pas ar fi să întindem lacul de crăpare monocomponent. El se întinde într-un strat nici extrem de gros, dar nici extrem de subțire. Să fie lucios și să aibă așa o peliculă, da? Deci nu îl întindem foarte, foarte tare. Uscăm bine. Să nu țineți fionul cu aer cald, fierbinte, foarte, foarte aproape de glob. Să-l țineți la o distanță puțin mai mare, deoarece dacă apropiem foarte mult, e posibil ca lacul să înceapă să facă niște bulbuci și nu este în regulă. Când le puteți atinge și nu se mai lipesc, ele sunt gata. Voi adăuga deasupra, la cel roșu, culoarea verde, la cel verde, culoarea roșie. La cel verde voi adăuga culoarea roșie cu buretele de pictură, ca să vedeți în ce fel iese crăparea când folosim buretele de pictură. Iar la cel roșu voi adăuga cu pensula, ca să vedeți iarăși că este diferită crăparea în momentul în care adăugăm vopseaua cu pensula. Lacul de crăpare monocomponent e cel care se folosește între două culori acrilice, da? Deci se folosește o culoare acrilică ca bază, apoi se adaugă lacul și apoi, după ce este uscat, se adaugă o culoare contrastantă sau diferită. Și în momentul în care adăugăm culoarea, suprafața va crăpa, da? Vopseaua pe care o punem deasupra va crăpa și se va vedea vopseaua de dedesubt. Ca să puteți adăuga cu burețelul și să fie uniformă, trebuie să aveți burețelul bine îmbibat în vopsea și culoarea uniformizată pe el, să nu fie culoare multă lăsată neîntinsă. Și venim prin tamponare rapidă și fermă pe suprafața globului. Nu reveniți de mai multe ori în același loc. Încercați să acoperiți suprafața din prima. Și acum el își va face treaba, va începe încet, încet, o să vedeți până aplică cealaltă nuanță, o să vedeți cum începe să crape și crăpările se văd și mai bine în momentul în care începem să și uscăm un pic. Și aici voi adăuga cu pensula, iarăși pe pensulă trebuie să aveți o cantitate de culoare destul de multă, dar nu exagerată. Încercați să aplicați vopseaua dintr-o singură mișcare dacă e posibil, pentru că în momentul în care o să venim din mai multe mișcări, se vor vedea dârele și atunci nu este prea în regulă. Încercați tot așa să nu veniți din mai multe mișcări. Am aplicat, vedeți deja aici la pensulă începe să se vadă culoarea roșie de dedesubt. Și aici crăpăturile sunt un pic mai fine, pentru că am folosit două culori care sunt oarecum închise, nu am vrut un efect foarte puternic. Vedeți aici la cel cu pensula, se văd crăpăturile mai bine și se vede culoarea roșie mai bine, iar la acesta este foarte fină crăparea, da? Se observă un pic verdele pe dedesubt. Dacă aș fi folosit o culoare albă, ar fi fost mult mai vizibilă cea verde de dedesubt. Deci când alegeți, depinde ce efecte doriți să obțineți, folosiți două vopsele contrastante puternic între ele, da? O culoare închisă, una foarte deschisă. Și atunci se va vedea efectul mai tare. Acum eu acest efect am vrut să-l obțin pentru că este un glob de Crăciun și nu am vrut să iasă neapărat foarte tare în evidență, ci să se vadă discret culoarea verde. Haideți să vedem un pic pe spate ce am putea să le facem.
îl puteți face tot cu lac de crăpare sau eu m-am gândit, fiindcă tot e Crăciun, să aplic un pic de lac adeziv, aracet sau aracet, dar ceva să devină transparent. Nu aplicați un strat gros, ci foarte puțin, cât să adere un pic de sclipici la el. Adezivul a devenit transparent, nu se mai observă și se vede doar sclipiciul, foarte discret, așa puțin, cât să-i dea un pic de strălucire. Am zis că o să folosim sfoara aceasta bicoloră în culorile Crăciunului și bineînțeles că roșu o voi folosi, culoarea roșie o voi folosi pe globul verde. Cam un metru jumate am folosit la un glob. Iar pe cel roșu, bineînțeles că voi folosi verde. Pe aceste două sfăricele voi vrea să fac un model. Pentru un pic de strălucire putem folosi și un pic de aracet pe conuleț. Un burețel de pictură, un pic de acrilic alb, prin ștergere ușoară, venim așa cu o tentă albă peste fulguleți, ca și cum ar fi ninși. Putem veni un pic și pe marginea globului. Acum va trebui să le înfrumusețăm cu niște pânglicuțe, cu niște fundițe, dar întâi să vedem să facem o agățătoare globului nostru. Cam așa arată cele două globulețe. Sunt globuri decorate altfel. Ele se mai pot decora și cu tehnica șervețelului, cu hârtie de orez, cu lacuri de crăpare monocomponente, bicomponente, cu elemente din natură, cu sfoară. Deci pot fi decorate în foarte multe feluri. Eu astăzi v-am arătat acest fel cu lacul de crăpare monocomponent, cele două culori acrilice contrastante și decorațiuni. Acestea sunt cele două globulețe. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, urmăriți-ne pe YouTube în continuare.